Bună, Alina! Ce gata, faci? Gata, suntem... Gata! Suntem live? Perfect! Ce să fac? Este o zi de luni foarte agitată, toate s-au nimerit în această zi de luni, foarte multe task-uri, dar am ajuns la voi și acum o să mă relaxez și o să mă destind. Spune-mi puțin că tocmai ți-ai lansat ultimul album, 360. Da, și dacă mă lași o secundă, o să mi-l înmâneze chiar fratele meu, care este prezent cu mine astăzi, mulțumesc. Bună. El este frățiorul meu foarte frumos. O să-l desfac, o să-l desigilez, ca să-l vedeți și în interior. Așa. Să vă povestesc puțin despre albumul ăsta. Se numește 360. Se numește 360 pentru că e despre mine, ofer o perspectivă 360 a artistului, al Neremia. CD-ul ăsta adună atât piese mai vechi, dar și piese pe care le-am compus special pentru acest album, alături de alți compozitori foarte, foarte talentați, cărora le mulțumesc că s-au implicat și au acceptat să colaboreze cu mine. Să-l desfacem. Așa. Există și o cărticică unde găsiți mai multe poze din shooting-ul special făcut pentru acest album. CD-ul în mijloc, o mostră de parfum de la Oriflame, o esență, un fragrance nou. Să deschidem și cărticii ca să vedeți și pozele din interior. Acestea sunt. Este pe material holografic. Așa? Se vede? Da, da. Perfect. Domnul cameraman să-mi spună dacă e regulă. Așa. Ia să mă uit și eu, trag și-o cu ochiul. Spune-mi despre cum a fost primit albumul, ce mesaje ai primit de la fani sau... Feedback-ul a fost extrem de frumos și de măgulitor și le mulțumesc din suflet. În primul rând că au venit la evenimentul de lansare de pe 1 noiembrie. Am făcut un concert foarte, foarte drăguț cu o formulă extinsă de band. Le mulțumesc foarte mult instrumentiștilor pentru că împreună am făcut un show, eu zic, nu știu, de care eu sunt mândră și în special lui Bubu Cernea și Cristian Comaroni, care au fost așa directorii muzicali, ca să îi numesc. Am văzut o grămadă de poze trimise pe Insta Story la mesaje cu albumul și mă bucură faptul că a ajuns la atât de mulți oameni. Se poate descărca și online pentru cei care, nu știu, preferă varianta digitală, dar eu l-am scos special că mie îmi place să am albumele fizic, să le am în mână, să pot să le playez, nu știu, în mașină. E un feeling de la mult mai real, știi? Uh-huh. Mai real. Este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Este primul meu album solo și, într-adevăr, este o realizare, nu știu, imensă pentru mine și sunt foarte fericită că s-a întâmplat anul ăsta și 2017 cu siguranță o să rămână așa în sufletul meu foarte viu și ca un an de referință. Felicitări! Mulțumesc tare mult! Și la cât mai multe albume! Doamne ajută, asta să fie doar începutul și să colecționez cât mai multe albume. Discografie. Da, exact. Acum, for fun, da. O să-ți pun câteva întrebări. 20, câte? Ca să fie 20, ca să fie mai exact. O să spun câteva întrebări, 20. 20. În regulă. Ești pregătită? Eu așa zic, acum vedem dacă fac față întrebările. Okay. Care este ultimul mesaj pe care l-ai dat sau pe care l-ai primit de pe telefon? E unul legat de muncă și cred că... stai că să mă gândesc... Care este ultimul. Am dat un mesaj, te sun când termin eu interviul. Am înțeles. Care e cel mai recent film pe care l-ai văzut? Cel mai recent film pe care l-am văzut? Recunosc că în ultima vreme n-am apucat să vizionez foarte multe filme, dar în schimb m-am axat așa pe seriale fiind mai scurte, știi, 40 de minute. Da. Îmi place foarte mult House of Cards. Și vreau neapărat să încep, am primit o grămadă de recomandări pentru Stranger Things, parcă așa se numește, nu? Da. E foarte popular și House acum. Of Lies, tot așa, am auzit că e un serial foarte bun.
Nu pot să vi-l recomand că nu l-am văzut, dar e pe lista mea de seriale de vizionat. Și în afară de House of Cards, mai alte recomandări? Suits. Pentru puștoaice mai mult, Pretty Little Liars. Așa. Cum era? Îmi scapă numele. Serialul unde depistai în funcție de fiecare grimasă. Da. Aveam un lapsus. Incredibil. Tot cu... Lie to Me. Lie to Me, așa. Exact. Da, așa. Da. Astea sunt niște seriale pe care le puteți testa și sunt convinsă... și am auzit de Game of Thrones. Trebuie să recunosc că nu am rezistat mai mult de un episod, dar am auzit că acțiunea devine mai interesantă abia după al treilea. O să-l reiau pentru că toată lumea este efectiv înnebunită după Game of Thrones și am zis, băi, nu, trebuie să înțeleg ce se întâmplă cu isteria asta. Sunt convinsă că e un serial bun pentru că... Na, dacă a devenit așa de popular, da. E clar că e de urmărit. Care e cea mai recentă carte pe care ai citit-o? Acum citesc Plânsul lui Nietzsche. E care, foarte tare. Care este orașul tău preferat din lume și de ce? Barcelona. Mă simt ca acasă, nu știu să-ți explic. Sau să-ți argumentez așa, să am niște puncte foarte clare. Nu știu, e un oraș foarte vibrant și mi se pare că e senin nu doar ca vreme, ci și ca oameni. Mi se par oamenii foarte relaxați și au o stare de bună dispoziție, sunt foarte pozitivi. E un oraș foarte frumos, foarte bogat din punct de vedere arhitectură. Și îmi doresc să mă reîntorc. Am fost acum 3 ani și m-am îndrăgostit de orașul ăsta și vreau să mă reîntorc. Povestește-ne o întâmplare funny pe care ai trăit-o recent. Am una în minte pentru că este extrem de recentă. S-a întâmplat sâmbătă. Am avut două evenimente, unul privat și unul într-un club de aici din București. Iar la evenimentul, primul eveniment din Giurgiu, locația a fost destul de problematică din punct de vedere sonorizare. Boxele erau poziționate extrem de prost și atunci eu, cântând cu band, dacă bandul cânta în interior, existau probleme de microfonie. Și atunci singura soluție în care să cântăm în acea locație a fost ca bandul să cânte afară. Adică afară, la frig. Propriu, afară în frig, și pentru că la chitară iarăși e destul de greu să cânți în frig, chitaristul meu a trebuit să cânte dubă ca să nu înghețe degetele pe chitară. Da, a fost o experiență, chiar a fost o experiență din, nu știu, pe principiu descurcă-te în orice condiții. Noroc că mergem cu sunetistul nostru și a încercat să facă lucrurile să fie ok din punct de vedere sonorizare, astfel încât noi să ne sincronizăm, să nu existe vreun delay între ceea ce cântăm. Dar a fost funny. E funny, într-adevăr. Da. Nu, a fost funny. Și înăuntru erai doar... A fost prima oară și pentru ei când au cântat într-un alt... Setting față de unde cânt eu, știi? Și înăuntru erai doar tu. Altă ambianță. Da, înăuntru eram eu cu dansatorii. Da, nu, a fost da, interesant, știi, pentru că noi comunicam, noroc că avem in-ear-uri și el mă aude în in-ear, vorbind la microfon. Și atunci mai comunicam prin in-ear ce am nevoie. Da, nu, a fost o experiență. Cântă-ne câteva versuri din melodia ta preferată. Nu ne spune cum se numește, lasă-ne pe noi să ghicim. Știu ce vreau să cânt. Îmi dai curaj să prind aripi și să zbor până dincolo de noi. Ghiciți melodia. Bine, e normal ca asta să fie melodia ta preferată din moment ce... Da, sunt atașată emoțional de ea și da, e preferată. Ce faci ca să te menții în formă și care e sportul tău preferat? Să știți că mănânc. Asta cu nemâncatul nu este o soluție. Din contră. Am foarte mare grijă la alimentație, nu mănânc fast food, nu mănânc prăjeli, nu mănânc pâine, nu mănânc
deloc preparate care conțin ulei sau sunt făcute în ulei. Nu mănânc zahăr. Asta pentru mine a fost o schimbare care mi-a priit foarte, foarte bine. Zahărul este destul de nociv și creează dependență și atunci l-am tăiat de tot din lista mea de alimente pe care le mănânc. În același timp fac sport, nu chiar sport, dar merg la sală, în sala de fitness și mă antrenez. Care este ritualul tău de dimineață când te trezești? Când mă trezesc, nici măcar nu mi se dezlipesc ochii și mă duc direct în bucătărie unde îmi prepar nesul. Pentru că nu beau cafeaua clasică, îmi place să beau nes. Știu că este destul de tare. Da. Destul de puternic pentru o cafea de dimineață, dar își face foarte repede efectul și mă bagă în priză. După care iau la mână toate rețelele de socializare, Instagram, Facebook, așa, timp de preț de câteva minute, ca să mă pun la curent cu tot ce se întâmplă, cea mai aproape peste noapte. Mai uit, verific mail-ul, evident, să văd dacă am ratat vreunul, după care încep să mă pregătesc ca să ies din casă. Ai vreun citat sau expresie care să te motiveze și poți să ne-o spui? Om în engleză, bine, pot să o traduc și în română. There is magic in everything, you just have to see it. Adică există magie în absolut orice, trebuie doar să o vedem. Dacă ai putea să retrăiești un moment important din viața ta, care ar fi acela? Aș vrea să retrăiesc mai multe momente care mi s-au părut, nu știu, foarte compacte, așa, adică n-am apucat să mă bucur la maxim de ele. Uite, pe evenimentul de lansare al albumului, aș vrea să retrăiesc, pentru că am avut senzația că am stat efectiv 3 minute pe scenă. Nu știu, parcă a trecut totul extrem de repede cu viteza luminii și aș vrea să retrăiesc concertul ăla încă o dată. Ce ai face dacă ai ști că n-ai cum să dai greș, că n-ai cum să eșuezi? Ce aș face? Da, un lucru. Și aș face tot ce trece prin minte, nu știu, dacă nu există vreo minimă șansă de a da greș, nu știu, aș face orice îmi trece prin minte. Că înseamnă că e bine, că e corect, știi? Nu știu, absolut orice. Îți mai amintești cum a fost primul tău sărut? Și poți să ne povestești un pic? Primul meu sărut? Da. A fost pe la 16-17 ani. Eram la liceu, da. Așa, n-am foarte multe memorii. Mă rog, era un băiat de care îmi plăcea, lui îi plăcea de mine și eram așa, la început, în tatonari, să începem o relație. Care e cea mai frumoasă vacanță în care ai fost vreodată? Cea mai frumoasă vacanță în care am fost vreodată, cu siguranță, a fost cea din Maldive. Mă gândeam pe care să o menționez, cea din Maldive sau cea din Zanzibar, dar nu știu, parcă Maldive e pe primul loc. Un loc absolut superb, desprins așa din imaginile de pe Google. Știi genul ăla de imagine pe care ți-ai pune pe desktopul laptopului, exact. Absolut superb, niște peisaje care stăiau respirația, o apă de un albastru, nu știu, azur așa, foarte, foarte limpede și niște culori, Dumnezeule. Atunci am descoperit ce înseamnă culorile pe bune, că sunt foarte intense așa. Foarte frumos a fost. Spune-mi 3 lucruri pe care le iubești la prietenii tăi. Au inimă mare, sunt înțelegători, îmi înțeleg foarte bine programul și de ce de foarte multe ori absentez așa de prin peisaj și sunt foarte haioși, foarte hasli. Întotdeauna mă bine dispun, mă fac să mă simt bine. Ai mulți prieteni apropiați sau? Nu, pot să-i număr pe degetele de la o mână, dar sunt suficienți. Care este mirosul tău preferat și de ce ți-aduce aminte? Îmi plac mirosurile dulci, care miros a ciocolată sau a prăjituri. Și mi-aduc aminte de copilărie, știi? Care este sortimentul tău preferat de pizza? 4 stagiuni, cred.
Da, că e cu de toate. Gătești? Nu. 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 Deci nu, nu mă pricep. Urma să te întreb care e felul de mâncare pe care îl prepar cel mai bine, da. Da, omleta. Singura chestie care mi-e așa decent. Dar nu, nu mă atrage partea asta culinară. Sunt gurmandă, dar nu, nu-mi place. Nu-mi place să gătesc. Ce îți place să faci când ești complet singură? Când ești singură acasă? Sau... Îmi place să ascult muzică. Nu știu, să stau pur și simplu trântită pe canapea și să nu mă gândesc la nimic, știi? Să mă relaxez așa, să mă detașez de absolut orice sau de probleme sau de energii negative, să le elimin, să scap de ele, să mă uit la TV, să, nu știu, să pun un serial, uite, apropo de seriale, că vorbeam mai devreme, dar în general îmi place să, nu știu, să respir așa, să mă detașez. Spune-ne ceva despre tine ce n-ar fi ghici nimeni, un lucru. Un lucru personal. Nici nu știu. Am mai spus de treaba asta cu degetele la picioare, că reușesc să... Am o chestie, probabil că din comoditate, la un moment dat mi-am dezvoltat acest obicei de a prinde cu degetele de la picioare diverse obiecte de pe jos, știi? Ca să nu mă mai aplec. Altceva, nu știu, așa, despre care nu știe nimeni. Lasă-mă să mă mai gândesc și revenim la întrebare. Bine. Știi că fiecare fată are un wishlist așa de chestii pe care vrea să și le cumpere, serios? Care mereu se mărește. A, da. Spune-ne câteva lucruri de pe acest wishlist al tău. Dacă îmi dai telefonul, chiar pot să-ți arăt lista. Super. Pentru că le-am salvate pe toate în coșul de cumpărături. Hai că azi deja am fost atât. Mulțumesc foarte mult. Te iubesc. Mulțumesc mult. Bun. Hai să intrăm pe aplicații. Să văd unde era lista mai mare, că am două aplicații. Recunosc că fetișul meu acum în materie de modă sunt aceste cizme. De la Vetements. Da. Sunt în flăcări. Așa. Să ne uităm și pe cealaltă. Că sunt multe. Aici sunt doar 13. Doar, doar 13, da. O pereche de cizme de la Balenciaga, peste genunchi, aștept să se încarce. Astea. Le vedem? Da. Așa, perfect. Mergem mai departe. O pereche de ochelari. Geantă. Puține, așa. Și pe cealaltă aplicație câte sunt? Pe cealaltă sunt doar 4. A, dar 17, okay, în total. O listă modestă. Ok, asta au fost toate întrebările. Gata, atât? Mai preluăm și alte întrebări de pe Facebook? Da, o secundă. Că n-am apucat să citim niciun fel de întrebare de acolo. Păi asta. Și probabil că sunt. Sunt. Avem? Ne vedem la Timișoara pe 22 noiembrie? Da, o să fiu prezentă acolo, e un bal, da, la Facultatea de Drept, dacă nu mă înșel, da. Așa că pe 22 noiembrie, pică într-o marți, ne vedem la Timișoara. Altcineva întreabă dacă vei filma clipul pentru piesele noi. Abia ce am lansat clipul pentru piesa Îmi dai curaj, dar cu siguranță pregătesc și alte videoclipuri. Acum stabilim scenarii. Suntem în proces... Nu poți să ne spui. Nu. Secret. Nu prea multe detalii vă dau. Nu, nu, gata. Altcineva te întreabă dacă vrei să mai joci într-un film. Am observat că există întrebarea asta destul de des. Mă bucur că există și că oamenii își doresc să mă revadă în această ipostază. Momentan nu este nimic în plan, n-a intervenit nimic. Dar sper să apară pe viitor. Aha. Cineva te întreabă dacă ne cânti și nouă un colind, te rog.
Cam de vreme. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin amezi și ne aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Altceva? Trebuie să reiau colindele să le studiez. Altcineva întreabă, nu, spune că ai spus acum câteva zile că mergi să înregistrezi o piesă. Despre ce piesă este vorba? Ieri am fost la studio, chiar pe malul mării. Am fost la Cristi Tarcea, un producător foarte talentat care are și un proiect ce se numește Monoir. Sunt convinsă că știți despre ce e vorba. Dacă dați un search pe YouTube o să vedeți că recunoașteți piesele. Vom avea o colaborare care se va lansa în curând. Nu știu să-ți spun o dată precisă, dar undeva la finalul lunii noiembrie, începutul lui decembrie, probabil că atunci vom da drumul proiectului. E o piesă foarte tare și e o piesă care o să vă surprindă. Are un drop foarte interesant. Atât vă zic. O altă întrebare. Sigur. Când faci o melodie cu sore? Să știi că noi am tot discutat pe tema asta. Nu s-a concretizat încă în ceva, dar pentru că n-am reușit niciodată să ne sincronizăm în studio sau să ne sincronizăm programul, chiar a fost un debate pe tema asta. Așa că sper la un moment dat să intrăm în studio amândouă. Chiar ai fost hipnotizată la Ai Umor? Doamne, râd pentru că mi s-a adresat întrebarea asta de foarte multe ori de la, nu știu, oameni care lucrau în restaurante, nu știu, mă duceam undeva la masă și la un moment dat se învârteau ei în jurul mesei mele și zice, bă, iartă-mă că te deranjez, dar am și o întrebare să-ți spun. Tu chiar ai fost hipnotizată la Ai Umor? Da. Vă răspund că da, nu am mințit cu absolut nimic. Puteți inclusiv să faceți voi un research. Există persoane sugestibile și persoane mai puțin sugestibile asupra cărora nu are efect hipnoza. Eu fac parte din prima categorie, se pare. A fost o descoperire și pentru mine, pentru că n-am mai testat până acum treaba asta și nu știam cum voi reacționa. Da, a fost o surpriză și pentru mine felul în care am, nu știu, m-am manifestat, dar nu mi-aș dori să mai încerc a doua oară, asta cu siguranță nu. Câine sau pisică? Câine. O secundă. Când dansăm la nunta ta? Dumnezeule! E funny! Este atât de prematură întrebarea asta. La un moment dat, ca orice femeie, îmi doresc și eu să port rochea de mireasă, să-ți dai seama. Dar asta cu ora la nuntă, nu știu când se va întâmpla. O întrebare mai serioasă. Te rog. Ai vreo fobie? Da, de șerpi. Dumnezeule, e serioasă treaba asta. La modul că nu suport nici măcar să-i văd în, nu știu, la TV sau în poze. Mi-a făcut cineva de curând o glumă proastă. Aoleu. Și mi-a pus un filmuleț, mă rog, părea totul în regulă la început și la final era un șarpe care venea și deschidea gura. Deci 10 minute am stat să-mi treacă palpitațiile pentru că m-am speriat atât de tare. E un coșmar. Mm-mm. Altcineva întreabă dacă ți-ai dori să-ți faci vreo schimbare de look. Momentan nu, dar cine știe ce-mi trece prin cap. Probabil că la un moment dat o să recurg la o schimbare de lung, nu știu, ori la lungimea părului, ori legat de culoarea părului, că altceva nu prea vreau să-mi fac. Foarte multe persoane întreabă dacă o să faci vreo melodie cu Dorian Popa. Eram sigură. Puteam să bag mâna în foc. Nu știu dacă o să fac o piesă cu Dorian Popa. Nici nu exclud această variantă, habar n-am, e o chestie, vedem ce se întâmplă pe viitor. Poți să ne împărtășești un beauty secret? Beauty secret?
Ceea ce vă sugerez eu este să aveți mare grijă când vine vorba de hidratarea tenului. Eu sunt disperată cu cremele și chiar aplic în abundență. Îmi place să mențin tenul hidratat și nu doar cu creme, dar și bând suficientă apă cât are nevoie organismul. Alt beauty secret. Îmi plac de obicei metodele mai naturiste. Nu știu. Castraveți pe ochi? Genul ăsta. Sau există o mască pe care poți să o faci cu zeați de cafea și miere. Știi? E și un scrub foarte, foarte bun. Din seria o să faci o melodie cu... Așa. Când faci o melodie cu Cristina Giobonașu? Asta. Nu știu să vă spun. Chiar nu știu să vă spun. Dar o să anunț fiecare colaborare. La momentul respectiv. Exact. Când se va întâmpla. Ciocolată sau vanilie? Ciocolată. Clar. Fără să stau pe gânduri. Ok. Cam asta a fost tot. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult de invitație, că m-ați primit aici la voi. Ne revedem curând. Cu prima ocazie. O să profit acum să vă rog să-mi dați votul vostru la Elle Style Awards. Sunt nominalizată pentru al doilea an, așa că vă mulțumesc vouă pentru nominalizare în primul rând, la categoria Best Pop Artist. Vă mulțumesc foarte mult. M-am simțit flatată să mă număr încă o dată printre cei nominalizați și vă rog să mă votați la categoria pe care v-am precizat-o mai devreme. Vă pup să aveți o săptămână ușoară.